Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dădătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Amin. Ia aminte, Doamne, și ascultă-mă, căci sunt nenorocit și lipsit. Păzește-mi sufletul, căci sunt unul din cei iubiți de Tine. Scapă, Dumnezeule, pe robul Tău, care se încrede în Tine. Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea, ia aminte la glasul cererilor mele, Te chem în ziua necazului meu, căci mă asculți. Nimeni nu este ca Tine între Dumnezeii, Doamne, și nimic nu se aseamănă cu lucrările Tale. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea Ta, Doamne, și să dea slavă numelui Tău, căci Tu ești mare și faci minuni, numai Tu ești Dumnezeu. Învață-mă căile Tale, Doamne, eu voi umbla în adevărul Tău, fă-mi inima să se teamă de numele Tău, Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, și voi preamări numele Tău în veci, căci mare este bunătatea Ta față de mine și Tu îmi izbăvești sufletul din adânca locuința morților. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, Tatăl nostru care ești în ceruri, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava al Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Doamne, Tatăl nostru bun din ceruri, Părintele îndurărilor și Dumnezeulor cărei mângâieri, la ceasul acesta al părtășiei și al întâlnirii noastre, venim în numele Domnului Iisus ca să aducem recunoștința noastră pentru ajutorul de care ne-a făcut parte și în această zi, pentru mila și dragostea Ta care s-a înnoit pentru noi și în această zi și așa cum am simțit-o de fiecare dată, ca un balsam de mângâiere și de odihnă, Doamne Iisuse, pentru viața noastră. Îți mulțumim și suntem îndatorați și recunoscători pentru lucrul acesta și de aceea vrem că la ceasul când Tu cercetezi poporul Tău prin cuvânt și prin cântare să ne unim inimile și gândurile noastre și Duhul nostru, Doamne Iisuse, să laude și să binecuvinte numele Tău. De aceea dă putere inimii noastre să se deschidă spre Tine, să Te laude din toată inima, să putem, Doamne Iisuse, să facem cu bucurie orice lucrare de slavă și de mărire și de cinste în numele Tău, să-Ți aducem rugăciuni și cereri, Doamne Iisuse, înaintea Ta, după promisiunile Tale, că acolo unde sunt doi sau trei, Tu în mijlocul nostru ca să aduci binecuvântarea Ta, să aduci odihna și pacea, să aduci liniștea pe care omul o caută, Doamne, și nu putem găsi în lumea aceasta decât în Tine. Îți mulțumim că ne-ai descoperit ca unul care ne porți poverile în fiecare zi, ca unul care îți pasă de viața noastră, de problemele noastre și Tu ai soluție și răspuns nevoilor noastre, a fiecăruia, dacă Te căutăm și Te căutăm din toată inima. De aceea, Doamne Iisuse, dăruiește-ne un duh de înțelepciune și în această zi din de îndemn și de învățătură, privind la felul cum ai lucrat prin oamenii aleși, prin care Tu, Doamne Iisuse, Te-ai descoperit poporului și neamului nostru, trimițând lucrarea aceasta prin oameni de o calitate și de o valoare necunoscută de noi, Doamne Iisuse, în profunzimea ei. Îți mulțumim pentru că ai găsit vrednici oameni slujitori ai Tăi în poporul nostru, pentru ca să-Ți împlinești voia Ta față de neamul acesta și să aduci
un răspuns cererilor și rugăciunile acestui neam, Doamne Iisuse, atât de mult încercat. Pentru toate noi îți mulțumim, își cerem binecuvântare peste sufletele care stau în prezența Ta și în locul acesta. Te rugăm să ne vorbești fiecare pe nevoile noastre, pe înțelesul nostru, să ne dăiești fiecare un duh de cercetare și de pocăință, pentru ca atunci când stăm în prezența Ta, Doamne Iisuse, să fim eliberați de poverile, de încercările, de temerile și grija lumii acesteia. Binecuvintează pe cei tineri împreună cu cei vârstnici. Îți mulțumim că în poporul Tău, Doamne Iisuse, Tu ai rupt barierele și zidurile care ne despart social, material, financiar, emoțional. Toate acestea, Doamne Iisuse, ele sunt rupte și dărâmate prin prezența Ta. Și ne-ai făcut să ne fim frați și surori, purtându-ne poverile, purtând, Doamne Iisuse, sarcinile, îndemnându-ne unii pe alții la tot ce este frumos și curat și vrednic și de cinste și numelui Tău. Binecuvintează biserica în care Tu ne-ai pus, locul acesta în care ne întâlnim, planurile, Doamne Iisuse, care frământă inima noastră și mintea noastră cu privire la viitorul nostru, cu privire la evenimentele din adunarea noastră, Doamne Iisuse. Pe toate ți le aducem la picioarele Tale ca Tu să le binecuvintezi și primind sărutul dragostei Tale și al binecuvântării Tale, Doamne Iisuse, să avem putere să aducem înaintea fraților noștri, semenilor noștri, lucrările de mântuire și de descoperire a cuvântului Tău prin tainele pe care Tu le-ai pus și s-a descoperit în vremea aceasta. Te slăvim, Te binecuvântăm și ne închinăm înaintea Ta, Dumnezeu nostru, cerându-Ți binecuvântarea la început, când dorim, Doamne Iisus, o simțim de fiecare dată și când ne despărțim, că Ție se cuvine toată slava de acum și până în veci de veci. Amin.
cunoscând în veci și